Este caniculă în toată țara. Meteorologii ANM au emis o avertizare cont portocaliu și galben de temperaturi ridicate. Astfel, luni, județele Telorman, Giurgiu, Călăraș și Ialomița, Brăila, Constanța, Ilfov și municipiul București s-au înregistrat temperaturi maxime de 38-39 de grade. Disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură-umezeală se situează peste pragul critic de 80 de unități. Valul de căldură va persista în cea mai mare parte a țării pe tot parcursul săptămânii.